Care credeți că este cel mai frumos cadou pentru o femeie? Domnule, orice. Absolut orice. Atâta timp cât eu îl trec pe firmă, da, ca să mai reduc din impozit, orice. Dacă e mai în vârstă, i-aș lua un robot de bucătărie să-i facă treaba mai ușoară. Dacă e mai tânără, un robot de dormitor care să-i facă treaba. Punct. Pentru femei flori. Pentru că le aduc aminte că, deși sunt frumoase acum, asta nu o să dureze o veșnicie. Și și miros bine. După părerea mea, un city break, în sensul că să facă o pauză de la oraș și o duci la bunica la țară un weekend. A, botox. Botox, domnule, mai ales când ești căsătorit după mult timp în relație, nu mai vezi cum se tot încruntă ca un clingonia, nu, nu, toată ziua. Și în plus e ca la calculatoare, nu îți permiți unul nou, ei unul fărbiști Un weekend la spa, să facă, să, să facă masaj de la ca lumea profesionist, să-i placă, domnule, să placă, să învețe să-mi facă și mie acasă. Un cart cadou, pentru că practic îi dai cash, dar nu și posibilitatea să-l cheltuie unde vrea ea. Un pistol. Pentru că, sincer, prefer să aud dată tare, clar, poc, decât o viață întreagă de poc, 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 eu zic că o carte în format electronic, că la aia poate să dea pagina și dacă nu se umezește. Orice ar fi, trebuie comandat cu trei luni înainte până vine AliExpress. Dacă le duci într-o vacanță frumoasă, o să facă poze de pus pe Instagram tot anul. Deci, cred că cel mai frumos cadou e să, să le cumperi direct followeri. Care este cel mai frumos cadou pentru o femeie? Păi, un abonament la sală, că la cât timp stă la duș în baie, eu zic că mai ieftiniesc dacă face duș acolo. Mamele, de exemplu, nu vor decât să-și vadă copiii fericiți. Deci, cel mai frumos cadou pentru o mamă e să-ți faci tu un cadou. Frumos. O stație grafică. O stație grafică pe care poate să-și tot editeze filmul de la nuntă în funcție de cum se înțelege cu prietenele ei. se ceartă cu una, poc, o taie afară. A, se împacă, poc, o bagă înăuntru. Editare. Două sticle din același parfum. Dar de ce două? Păi una pentru ea și una pentru mine să mă dau când vin acasă de la... De... 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 Contează. De unde? Laptopul este cadoul perfect în caz că vrea să devină vreodată independentă și plină de bani. Eu sunt cadoul perfect. Și cum eu nu ajung pentru toată lumea, îmi pare rău pentru restul. Ceva chic. Un obiect decorativ care să arate bine, dar să nu facă nimic. Deci ceva să le aduc aminte de mine. Un workstation, asta ca plasare de produs. Pentru ca să facă jocuri, ca așa să pricepe domnule la scenarii